Hei, salut, prieteni! Asta e Nureona, o altă creatură fantastică a folclorului japonez. I se mai spune și Nurei Omejo, iar în traducere numele ei ar trebui să fie femeia udă. Asta pentru că de obicei stă pe coastă, lângă râuri sau orice alt corp de apă. Cel mai bine putem să o definim ca un fel de șarpe, marin și vampir. Ce evident, fiind un șarpe marin vampir, dieta ei este sângele. Și da, este un yokai. Acest tip de yokai, Nureona, de fapt sunt de două feluri. Cele care au corpul unui șarpe și capul unei femei, sau cel prezentat adineauri doar care avea și brațe. De obicei sunt definite ca fiind hidoase și având foarte multe trăsături reptiliene. Și când zic asta mă refer la solzi și limba bifurcată. Și v-am arătat și limba să nu care cumva să mă acuze cineva ca și fi reptilian. Deși sunt mult mai puternice decât oamenii, preferă să vâneze folosindu și retenia. În poza de lângă mine este o nureona care pare să ține un copil, care de fapt nu este un copil, după cum vă puteți da seama. Asta pentru că pozează ca o femeie neajutorată care are nevoie de cineva să-i țină puțin copilul ca să-și odihnească mâinile. Și dacă cineva acceptă să o ajute ținându-i copilul, care de fapt nu este un copil, e bine acesta devine din ce în ce mai greu, astfel devenind victimă.